Bună seara! Mă bucur să mă aflu aici în fața voastră și am emoții. După atitudine, atracție și afecțiune, urmează, și o să auziți ce urmează. Nu e cu imagini, doar cu sunet. Și la mine a urmat asta și de asta sunt o femeie împlinită. Și sunt convinsă că toți dintre voi aveți un set de principii și de valori după care vă ghidați viața. Și pentru mine o valoare importantă este responsabilitatea despre care vă vorbesc. Și am să vă spun o poveste ca să fie mai relevant. Și povestea mea a avut loc acum 4 ani. Răzvan avea 3 anișori pe atunci și începusem să-l duc la cursuri dintre astea de dezvoltare pentru copii. Și la cursurile astea studiau diverse teme dintre astea de oameni mari, gen curaj, spirit de echipă, lucruri dintre astea. Și aveau ei un obicei, după o sesiune de curs, profesorul invita părinții în sală și împreună cu copiii prezentau un scurt rezumat a ceea ce se jucaseră ei. Și mi-aduc aminte de parcă a fost ieri, era într-o joi, se desfășurau marțea și joia cursurile, era într-o joi după masă și am intrat în sala de curs, eram foarte relaxată și fericită pentru că tocmai fusesem la cumpărături și urmă să mergem acasă. Și m-am așezat în spatele lui Răzvan și profesorul a pus firesc întrebarea: care este responsabilitatea voastră? Și o fetiță a răspuns: responsabilitatea mea este să strâng jucăriile. Alt băiețel zice: responsabilitatea mea este să plimb cățelul. Era foarte fericit, probabil că tu mai primise cadou un cățel. Și a treia fetiță era o fetiță blondă, așa, și foarte drăgălașă. Mi-aș dori și una. Zice: responsabilitatea mea este să o ajut pe mama la cumpărături. Și fiecare a răspuns, așa cum a înțeles el în lecția respectivă ce înseamnă responsabilitatea. Și Răzvan era ultimul. Și v-am spus, eu eram relaxat. Și Răzvan, care este responsabilitatea ta? La care Răzvan răspuns: mie nu-mi place nicio responsabilitate. În momentul ăla m-am blocat. Am stat în spatele lui și era așa un sentiment de rușine amestecat cu neînțelegere. Nu știam de unde să-l apuc, pentru că responsabilitatea era una din valorile mele și nu înțelegeam. El zice... Am plecat spre casă, conduceam, așa puțin am vorbit cu el pe drum. Ce faci? Ești bine? Da? Ok? Cum a fost? Bine? Ok. Am ajuns acasă și nu înțelegeam. Nu a reușit să îi se transmită bine noțiunea la curs ce înseamnă responsabilitatea, sau a înțeles și pur și simplu nu o acceptă. Mă, cum să explic mai bine? Am zis la Dex. Am luat Dex-ul, am citit. Responsabilitatea este obligația de a duce la îndeplinire o sarcină. Asta cu obligația nu prea îmi suna bine, pentru că fusesem și eu pe la cursul de parenting și știam că forțare și obligare nu obții o educare. Și ce am făcut? Am făcut așa. Prima dată m-am evaluat, sigur, pe o scară de la 1 la 10, cam cât am reușit eu să-i transmit lui Răzvan responsabilitate. M-am conștientizat deja, conștientizasem că era cam pe la minus 1, adică... Și așa că m-am apucat de treabă. Și au fost
niște lucruri simple. Cred că sunteți mulți părinți aici în sală și fiecare a folosit metode proprii. Și metodele mele sunt următoarele. 3 la număr. Și anume, implicare, alegere și educare. Și ce am făcut efectiv? Am început să-l implic pe Răzvan în diverse activități casnice. Gen, hai să facem o prăjitură, hai să o ajut pe mami să spele vasele, hai să facem, să strângem împreună jucăriile, hai să facem bagajul. Ok. Chiar dacă vreo 2-3 luni noi am mâncat prăjitură cu vișine talpă, că o făcea Răzvan, cu mixerul nu mai creștea. Mi-aduc aminte că în ultima delegație în care am plecat, m-a ajutat să-mi fac bagajul și m-am trezit când am deschis capacul de la bagaj, când am ajuns în delegație, că n-aveam nicio perchidă și o stete. M-a ajutat și a văzut un exces de zel. Dar mie îmi plac cumpărăturile, așa că s-a rezolvat, da. Al doilea lucru a fost alegere. Și ce înseamnă alegere? Înseamnă, a însemnat pentru mine faptul că întotdeauna i-am explicat care sunt avantajele și dezavantajele pe care le are în urma unei acțiuni pe care o face. Și i-am explicat care sunt beneficiile și care sunt ce pierde și ce câștigă, practic. Asta. Și cum am aflat că am reușit, el avea una obsesivă o întrebare. Ce se întâmplă dacă? Dar ce se întâmplă dacă? Dar ce se întâmplă dacă? Și explicându-i tot timpul, făcându-i analogii între ce bine și rău, ce câștigă și ce pierde, practic a înțeles, pentru că după 6 luni mi-am dat seama că n-a înțeles că nu mai punea întrebarea. Ce se întâmplă dacă? Ok. Iar al treilea lucru a fost educare. Dar educarea nu a fost neapărat educarea lui ca și copil, ci în primul rând educarea mea ca și adult, pentru că din punctul meu de vedere, în condițiile în care, în momentul în care devii părinte, ai responsabilitatea de a responsabiliza. Iar eu nu avusesem până la momentul ăla acea conștientizare. Și cum am educat? Tot ați auzit metode și probabil că fiecare dintre voi a folosit metode proprii. Eu am citit cărți, am mers la cursuri, de-aia mă aflu și aici acum, și am avut diverse discuții interactive cu oameni pe această temă, părinți. Și ceea ce vă îndemn este să transmiteți mai departe valorile voastre care v-au ghidat și v-au ajutat în viață până la momentul ăsta. Probabil că o faceți deja și ați făcut-o, dar pentru cei care sunt poate la, nu știu, la început de drum, poate mai tineri decât mine, dacă n-ați avut conștientizarea până acum și o veți avea în această seară, de la mine, eu consider că misiunea acestui discurs pe care l-am avut în fața voastră a fost împlinită cu succes. Și pentru că ne place să primim și ne place să dăruim, am primit de la o persoană foarte dragă mie un cadou de Crăciun. Această carte se numește O carte în dar și se numește Drumul spre succes. Și pentru că și mie îmi place să dăruiesc, o să deschid cartea, pur și simplu aleator, și o să aleg un citat pe care o să vi-l dăruiesc. Puțin din darul meu, îl dau și către voi. Și de la Angela Giveon. Nu le știu pe toate că le-am citit. În fiecare zi deschid câte una. Și zice: întotdeauna am spus, dacă eu am reușit, oricine poate. Nu e nevoie decât de pasiune, de hotărâre și de o mulțime de facturi înghesuite în căsuța poștală.